Uleiul de la taina Sfântului Mastru, cum îl folosim? Nu-i tema din această seară, dar vreau să mă lămuresc. Ba, e și asta, că puteți împrăștia prost un ulei sfințit. În primul rând, sigur că el este medicament bolnavilor, deci este pentru unsul bolnavilor, știu eu, în situații grele. Este pentru arsul în candelă, dacă simțiți că nu mai aveți ce face cu el. După tradiția slavă, se amestecă cu făină și se fac niște pâinișoare care se dau tot bolnavilor. Sunt mănăstiri care produc aproape de ani de zile așa ceva. Cam așa, în lucruri care țin de sănătate, de recuperarea sănătății. Nu se fac cartofi prăjiți și nu se prăjesc cârnații în uleiul de la Mastru. În speranța că dându-i celui care este, de exemplu, alcoolic, niște cârnați prăjiți în ulei de Mastru, iese din alcoolism. Nu, uleiul nu face minuni, Dumnezeu face minuni. Vehiculul prin care face minuni poate fi un de lemn, dar să nu exagerăm.